Alina Alexandru Ionescu se numește tânărul care a fost vaccinat inițial cu Pfizer pe 24 februarie. El a fost imunizat în centrul de vaccinare numărul 5 din cadrul celui mai mare centru expozițional din București. După 3 săptămâni, tânărul s-a prezentat la rapel pentru a primi o nouă doză de Pfizer. Cel care m-a repartizat m-a trimis la un cabinet unde se făceau doar vaccinuri moderna, deși pe listă în dreptul numelui meu scria Pfizer. La cabinetul numărul 21 m-au prelat două doamne asistente. Le-am arătat că am și adeverința de la vaccinarea din 24 februarie la mine. M-au lăudat că o am în condițiile în care majoritatea pacienților nu o mai aduc la apel, însă nimeni nu a mai verificat că pe ea scrie Pfizer. Eroarea a ieșit la suprafață în momentul în care medicii au încercat să valideze vaccinarea în sistemul informatic. Una dintre doamne m-a căutat în sistem, cealaltă mi-a făcut doza de vaccin pentru ca apoi să realizeze că aplicația dă eroare și că nu poate fi confirmată vaccinarea. Motivul? Rapelul nu corespunde cu tipul de vaccin făcut la prima doză. Mi-am dat seama imediat despre ce s-a întâmplat, însă în acel moment deja presam cu un tampon de vată pe locul vaccinării. În acel moment asistentele au chemat un medic. A venit domnul doctor, mi-a spus că nu se va întâmpla nimic, că nu sunt primul care a trecut prin asta, dar că din păcate nu îmi poate fi eliberată o adeverință de vaccinare. Doar dacă sunt de acord să treacă în sistem că mi s-a făcut tot Pfizer și astfel poate închide cazul, iar eu mă pot bucura de beneficiile complete ale unei persoane vaccinate. Omul mai spune că a cerut o explicație șefului centrului de vaccinare. Acesta, auzind că este diabetic, l-ar fi întrebat doar dacă este pe insulină, explicându-i că nu ar trebui să fie nicio problemă că a fost imunizat cu vaccinuri diferite. Oamenii încercau să mă îmbuneze legate de problema că îmi pot elibera o adeverință de vaccinare de parcă de aia venim să ne vaccinăm ca să plecăm la vară în Grecia. Nu am primit niciun document, nu am fost bifat nicăieri în sistem. Reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 au transmis că au solicitat la DSP București să facă o evaluare oficială la centrul unde s-a vaccinat tânărul. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de imunizare, l-a sunat personal pe tânărul din Tulcea pentru a-l liniști. Un caz asemănător în care personalul medical a încurcat vaccinurile la Rapel s-a petrecut în Târgu Jiu în februarie, când unui pacient în vârstă de 69 de ani a fost administrat din greșeală serul de la Moderna la Rapel, deși la prima doză primise ser Pfizer. În acest caz, polițiștii din Gorj au deschis un dosar penal pentru neglijență în serviciu.